tendențele proiectului întreprinzător în turism pensiuni în România, intervenție de cei 2 ani, pe mai multe componente. Aici sunt prezentate subțiri. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați accesat și site-ul proiectului și ați primit și mai multe prezentări mai detaliate. Oricum, pentru orice întrebări și detalii suplimentare, consultanții noștri pe Nord-Vest, pe cele 6 județe, Cluj, Zalău, Maramureș, Bistrița, Satu Mare și Bihor, sunt oricum la dispoziția dumneavoastră să vă ajute. Dintre componentele majore, prima dintre ele este chiar cea în care ne aflăm acum, componentele de promovare și motivare a beneficiarilor. Suntem într-un șir de 7 conferințe la nivel național, în luna iunie. Aceasta este a 3-a conferință. Deja la Constanța și la Gura Umorului am avut peste 500 de beneficiari, de întreprinzători cu care ne-am întâlnit. În cadrul celor 7 conferințe vrem să ne întâlnim peste 1500 de întreprinzători în sectorul turistic sau persoane care vreau să inițieze o afacere turistică și care să rămână alături de noi în acest proiect și să beneficieze de intervențiile gratuite. O componentă mare a proiectului este cea de cercetare. Noi, pe perioada unui an de zile, până în ianuarie 2012, derulăm o cercetare la nivel național despre oportunitățile și problemele din sectorul turismului de pensiune. Discutăm cu mii de turiști, consumatori de servicii de pensiune. Avem peste 5.000 de discuții cu turiști români și peste 5.000 de discuții cu turiști străini din România, care vin să viziteze România. Și, de asemenea, și discuții cu proprietatea de pensiune. La final, aceste cercetări ample, dorim să facem și niște direcții ale sectorului de pensiune și pentru aceasta vreau să menționez că avem alături de noi o echipă de marketing. Avem 9 oameni de marketing, doctori în marketing, sociologie, cercetare, care, pe perioada acestei zile, discută cu dumneavoastră, cu cei doritori care aveți o pensiune și vă rugăm să participați la aceste discuții. Deja am avut peste 10 persoane care și-au împărtășit cunoștințele, problemele cu cei nou oameni de marketing. O componentă importantă despre care știți este cea de consultanță. Cei doi consultanți, doamna Oprea Ioana, hai Ioana aici, Oprea Ioana și Daniela Știrian. Oprea Ioana este din partea Antrei România și Daniela Știrian din partea FNTM. Sunt consultanții voștri pentru dumneavoastră. Oricând puteți să vă adresați dumnealor pentru a realiza un plan de afacere, pentru eventuale rezerve unei cereri de finanțare, dumnealor vă pot ajuta împreună cu experții noștri, experții în finanțare, profesori de diverse tematici. Vă rog să le contactați. Biroul meu este la Cluj-Napoca. Și vreau să vă spun că la birou, de asemenea, am avea și un o mini-bibliotecă cu cărți de management și de sectorul turistic pe care oricând sunteți invitați să le preluați. O componentă importantă despre care vorbea Valentin Miron în deschidere este cea de promovare a pensiunilor. Pentru acest lucru, noi acum dezvoltăm un portal care se va lansa la finalul acestei luni, cazare la pensiune, portal pe care veți putea să vă promovați pensiunea, imagini, filmulete despre pensiune, dar și despre afacerile conexe din zona dumneavoastră. Mai multe detalii despre portalul s-a aflat în a doua sesiune a acestei conferințe de la managerul pe partea de IT, care vă prezenta exact structura portalului și modul de lucru pe instrumentul informatic. De asemenea, am organizat și un catalog anul viitor, în noiembrie. Acest catalog a fost și ideea de la care a pornit proiectul, necesitatea de a avea un catalog cu pensiunile de la nivel național. Aș vom alege cele mai frumoase, eventual peste 2000 de pensiuni de la nivel național, și vom disemina acest material în țară și în ambasadele din străinătate. Este programul de educație informatică learning. El va debuta anul viitor, în februarie. E un program ce se va derula pe 9 luni de zile.
cum avea 5 module de curs, acolo ai trecut 4 module, de fapt sunt management financiar, IPNC, marketing și promovare, iar modulul de management turistic este un modul mai amplu, avea 2 submodule, fază de management turistic și plan de afacere și cerere de finanțare. Aceste module se vor studia inițial într-o formată adițional, în februarie 2012, veți întâlni cu echipa de profesori și asistenți pentru niște cursuri de 2 zile față în față la catedră, după care fiecare dintre dumneavoastră veți studia în ritmul propriu la computer, o să avem niște pachete de instruire, forum de discuții, o să puteți să dați teste de evaluare și autoevaluare, totul pe site-ul proiectului www.turism.ro. Și la final, acest program se finalizează cu o lună de practică. Noi ne-am gândit să fie un program aplicativ la piciul dumneavoastră și astfel, pe la cele 9 luni, vă rugăm să vă încercați să vă dezvoltați un plan de afaceri sau o cerere de finanțare pe care eventual trebuie să o aplicați, depinde de rezolvare alte programe. Noi, prin intervenții similare de alte proiecte pe care le derulăm, am avut chiar beneficiari care au și câștigat pe perioada proiectului finanțări. Și, nu în ultimul rând, anul viitor, vom face un program de schimb de experiență în Spania pentru studiile întreprinzători dintre dumneavoastră, de manageri de pensiuni. Vom vizita Spania în grupe de câte 20, o perioadă frumoasă autoctonie, în care, pe timp de o săptămână, împreună cu partenerii și de la Saha, vom vizita pensiuni rurale și urbane din Mai avem două proiecte, două intervenții complementare în acest schimb, Rural Manager și Rural Antreprenor. Sunt proiecte tot cofinanțate prin Postrum, inițiative de dezvoltare a afacerilor în mediul rural. Rural Antreprenor este chiar și pentru județul Cluj. Sunt alături de noi consultanții de pe județul Cluj. Pentru detalii despre aceste inițiative, vă rog să vizitați site-urile Rural Manager și Rural Antreprenor. Mulțumesc! Să fie, aș dori să fie foarte, foarte clar de la început pentru toată lumea ceea ce încercăm să realizăm prin acest proiect, pentru că, evident, nu vine nimeni la București să vă învețe pe dumneavoastră cum să vă faceți treaba, asta e clar. Dar noi putem să vă oferim un alt fel de sprijin. Și anume, cel mai important produs al acestui proiect este portalul cu pensiune. În acest portal încercăm să introducem cât mai multe pensiuni din România. Sperăm la sfârșitul anului să avem, la sfârșitul celor 2 ani de proiect, să avem peste 10.000 de pensiuni. Înscrierea în acest portal este gratuită. Menținerea informațiilor și mai târziu rezervările care se vor face prin intermediul acestui portal sunt gratuite. Sunt plătite prin banii europeni. Deci, dumneavoastră veți avea posibilitatea să vă introduceți acolo informații despre pensiune, poze, diverse atracții locale, da? Evenimente, eventual, fără niciun fel de bani. Important este să avem o metodă de comunicare prin care să fim siguri la momentul în care se vor face rezervările, acestea sunt cu adevărat disponibile în pensiune. Dar asta e o treabă tehnică pe care rămâne să o rezolvăm. În timp. Încercăm ca peste 2 ani acest site să fie promovat în așa fel încât să intre pe toate căutările, pe Google, pe Yahoo, da? Pe toate căutările pe internet, să intre în poziții fruntașe. În așa fel încât cineva, dacă caută din străinătate să vină la o pensiune din România, primul lucru peste care îl dă este acest portal, unde se află și pensiunea dumneavoastră. O să vedem cum merge în cea de-a doua parte a sesiunii, o să vedem cum merge și cum puteți deja, de luna viitoare, o să puteți să vă încărcați poze cu pensiunile, informații și așa mai departe.
Și al doilea beneficiu este catalogul. Acest catalog va fi publicat în 10.000 de exemplare, va cuprinde cele mai frumoase pensiuni din țara. Încercăm să facem la fel, cât mai comprehensiv, cu toate regiunile din țară. Și el va fi distribuit, încercăm, la toate ambasadele României din lume, la toate oficiile Ministerului Turistic din lume, la mari tur operatori care activează pe plan internațional și, bineînțeles, și în țară. La fel, publicarea pensiunii dumneavoastră, în cazul în care se încadrează ca standard și după selecția pe care o vom face, este gratuit. Cel de-al treilea beneficiu major, asupra căruia aș insista, este faptul că pe parcursul acestor 2 ani, dar și după aia, puteți să apelați la consultanții noștri. Puteți, de asemenea, beneficia de acest program de instruire. Program de instruire, care v-am spus, este un program de tip e-learning, el se desfășoară pe calculator, nu are o structură formală, nu vine niciun profesor, nu trebuie să stați în clasă, nu trebuie să... Puteți să lucra și puteți să audiați cursul și să faceți testele din liniștea căminului dumneavoastră, de acasă. Stați frumos pe fotoliu și când aveți un pic de timp liber, puteți să parcurgeți cursurile respective sau să dați teste. N-aveți timp azi, nimic, le dați mâine, poimine, la sfârșitul săptămânii, când aveți timp, pentru că știu că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți ocupați. Eu și la noi. Și atunci, acest program de instruire a fost conceput în așa fel încât el să fie interactiv, să fie dinamic, să fie cu un caracter practic aplicativ pe domeniul turismului de pensiune și să poată fi utilizat în funcție de fiecare cum are timp. În mod normal, el durează cam 9 luni. Practic, s-a dovedit că poate fi parcurs și mai puțin, în funcție de cum are fiecare timp. Simultan, cu accesul la aceste informații care poate vă ajută, poate mulți dintre dumneavoastră cunosc aceste informații. Dar vom încerca să atingem și elemente de practic, de management financiar, care să fie, de cereri de finanțare, care să fie, să vă fie utile. În afară de acest lucru, faptul că puteți apela la consultanță gratuită și cele două colegi cunosc modul în care se poate aplica pe programe europene, cunosc, au acces la toată rețeaua fundației de resurse și nu numai a fundației, și a Asociației Naționale de Turism Rural, dar și a întregului. Poate putem găsi soluții la problemele dumneavoastră, pentru că s-a mai lovit și nu știe unde. Cineva în Moldova s-a lovit de o problemă similară și poate deja a rezolvat-o. Deci putem să avem acces la resursele din toată țara și la toți consultanții din țară, prin intermediul consultanților dumneavoastră local. El ia legătura cu noi la centru, cu domnule, problema respectivă. Ați mai întâlnit pe cineva sau știți o metodă de rezolvare? Juridic, financiar, știți pe cineva care ar putea să ne ajute? Ăsta e de fapt mesajul meu către dumneavoastră. În acest proiect beneficiați de o rețea, de o rețea de cunoștințe, de o rețea de relații pe care puteți să le exploatați. Bine, mai sunt vizita de studii în Spania, dar mă rog, în Spania puteți să o duceți și singur, dar dintre dumneavoastră vă fi selectați o serie de participanți la mai multe schimburi de experiență în Spania. Să vedem cum fac ei acolo. Să dau cuvântul în continuare consultantului regional din partea Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural din România, domnișoara Ioana Popă.
și anume Euroregiunea 6. În acest proiect suntem parteneri cu PNTM și ASAMA. Poate puțină lumea știe despre noi, sau mătăm și vreau să vă trec doar o revisă că suntem o asociație înființată în 1994. Colegii mei au reușit să-i pună bazele. O asociație dezvoltată și promovată în aproape toate județele țării noastre. De curând ne-am organizat și pe Euroregiune, aveți acolo și niște ședințe, avem peste 3500 de membri, pensiuni turistice și aguri turistice, în total număr de 20.000 de camere la nivel național, în 1000 de localități și 39 de județe. Așa cum o spuneam, ne-am reorganizat pe Euroregiune, eu reprezint regiunea 6, am să toate județele prezente aici, le pot ajuta și prin prisma acestui proiect, ceea ce facem noi în cadrul asociației noastre. În principal, activitatea noastră este de a identifica zonele cu potențial turistic rural, de a înregistra pensiunile, de a le consilia în a ajunge o afacere de succes în turismul rural, iar acest proiect ne ajută în a finaliza acțiunea noastră de atât. Și aș insista și eu pe ceea ce v-a spus domnul Valentin Miron, să beneficiați în cadrul acestui proiect de promovare gratuită oferită făcută de portalul nostru cazarepensiune.ro și de asemenea prin catalogul ce se va întocmi la nivel național. După cum știți și vă mulțumesc să sunteți în așa mare primă de proprietate de pensiuni, știți ce dificil este în a face o campanie publicitară și ce costisitor financiar este. Și de aceea vă aștept să facem cât mai multe înregistrări pe acest portal, să avem ce promova mai departe. De asemenea, aș mai vrea să vă spun că vă putem consilia și putem face împreună pachetele turistice și produsul turistic final, să găsim oarecum echilibru între ceea ce se cere de la turismul rural românesc și ceea ce se oferă. Facem pachete turistice atractive, așa cum înainte și domnul Filip a încercat să ne prezinte o schiță a unui produs turistic de succes. Pentru toate acestea vă stăm la dispoziție, în același timp consultanță de care va vorbi și Valentin Miron, în absolut orice problemă legislativă, de marketing, de management, de obținere de fonduri, de absolut orice credeți dumneavoastră că vă putem ajuta, vă stăm la dispoziție la biroul de pe 163-1984. Telefoanele noastre de găsit pe cărțile de vizită, vă aștept și vă dorim mult succes! Mulțumim, Ioana Oprea. Pe aș dori să dau cuvântul expertului în marketing și cercetare de piață, domnul Marian Chiervescu, care coordonează activitatea de cercetare de piață în acest proiect și care ne sprijină în identificarea necesităților turiștilor români și turiștilor străini, precum și în identificarea modalităților și a strategiilor de promovare a turismului de pensiune din România. Domnul Marian Chiervescu. Bună ziua! Am pus acum o prezentare pe care aș împărți-o în două părți. Prima parte este ceva mai teoretic, o să trecem destul de rapid prin ea, pentru că despre cu toți avem acest bagaj de cunoștințe de bază în privința marketingului. A doua parte este axată pe un marketing aplicat, cu studii de caz concrete pentru pensiuni și am văzut că avem aici foarte mulți interesați proprietate pensiuni și sper să fie foarte interesant. Să definim rapid marketing. Normal, se poate defini din un moment foarte vast în multe feluri, dar eu i-a spune că este știința și arta de a convinge clienții să cumpere. Este foarte important ca atunci când vorbim de o pensiune să avem un marketing eficient.
De ce anume? În primul rând, majoritatea pensiilor sunt apartenți și nu dispun de bugete semnificativ. Deci acei bani puțini, cum sunt ei, pe care îi putem aloca pentru banii din credit rămâniți și alocați în mod eficient pentru rezultate cât mai bune. Aș menționa și faptul că piața este din ce în ce mai concurențială. Vorbim de o piață într-o oarecare mutație de la o piață a furnizorului a pensiunilor, pentru că nu cu mult timp în urmă, în anumite zone, cum a fi Moieșul, dacă treceai în weekend fără o programare, fără o rezervare, riscai să ți se spună, domnule, dacă stai doar în weekend, nu prea am, în ideea că acel proprietar de pensiune, în scurt timp, găsea un alt grup sau o altă familie, se stătea cel puțin 3-4 zile și nu doar una, două zile peste weekend. Lucrurile se schimbă și devine din ce în ce mai greu să ieșim în evidență. Piața e, la capitol ofertă, numărul de pensiuni este numeroasă, sunt multe pensiuni în anumite zone turistice ale țării și atunci trebuie să ai marketing cât mai eficient ca să poți să ieși în evidență. O primă etapă a eforturilor de marketing pe care ar trebui să le facă fiecare manager sau proprietar de pensiune ar fi să-i spunem cercetarea de piață, să-i spună științific, să-i spunem mai bine informare, documentare. În primul rând, ar trebui să înțelegem nevoile clientului. Ce vrea acel turist de pensiune? Ce își dorește de mine? Vrea liniște, relaxare, vrea trasee rutane, vrea mâncare tradițională, mâncare tradițională. Ce își dorește? Puteți afla aceste aspecte discutând pur și simplu cu turiștii dumneavoastră. Dacă nu vă simțiți în măsură, nu vă simțiți confortabil cu aceste discuții prietenești deschise, deși sunt convins că marea majoritatea managerilor sau apropiilor că îi fac asta deja, puteți să angajați un student sau un om mai tânăr și să-l promovați în această poziție de, să spunem, documentare, discuție cu clientul. O altă opțiune ar fi să faceți un mic chestionar de satisfacție, în care acel client să aibă ocazia, că asta nu-i stimulent, că e un portfel de gen de frăguți, că e o picuță cu palimpă, orice, ceva care să determine să vă spună ce își dorește, de ce vine, va mai veni, nu va mai veni, de ce. Că se învăța fantastic de mult de la clienții dumneavoastră. Marketingul de cel mai mult rezultate atunci când este un demers permanent. Deci aceste lucruri nu trebuie făcute o dată, la început, să-mi pensionăm și apoi să uităm de el. Pentru că piața e dinamică, clientela e dinamică, acești clienți schimbă așteptările. Ei merg în diferite locuri, văd, merg în străinătate, văd ce primesc și atunci și cerințele lor se schimbă și trebuie să le aveți la zi actualizată. Normal, nu trebuie să scăpați din vedere concurența. E foarte important să vă uitați la concurența noastră. Unde trebuie să învățați foarte mult de la concurență. E foarte ușor să faceți asta. Nu trebuie să fiți experți în marketing, nu trebuie să faceți studii special în acest domeniu. Pur și simplu vă plimbați, observați de la distanță aceste pensiuni de succes din zona noastră sau dintr-o altă zonă. Vă puneți întrebări, oare cum reușesc să umple pensiunea? De ce cursurile lor sunt pline de mașini? De ce au tot timpul turiști? Faceți întrebări de tip cumpărător misterios. Puneți una pe telefon, sunați la pensiunea respectivă și intrați în rolul unui potențial client. Veți fi surprinși și trebuie să vedeam cum sunteți aprobați, ce vi se oferă. Trebuie să vedeam că pe lângă cazare și masă, de cele mai multe ori vi se oferă un pachet de servicii. Veți vedea cum se pune problema profesiunii de succes și puteți face asta și noastră în locația noastră. Desigur, raportul cele ofertă, sezonalitatea pieței, trebuie cunoscută. Am discutat cu foarte mulți proprietari de pensiuni în ultimele conferințe pe acest proiect. Marea majoritate a următoarea problemă. Noi facem ceva venituri, încasăm ceva în perioadele de vârf, dar după aia avem un grad de încărcare așa de mic, încât ce am adunat atunci cheltuim ca să ținem pensiunea în viață și rămânem oricum un profit foarte mic care nu ne permite să mai progresăm pensiunea, oricum riscăm să intrăm pe pensie, pe pierdere și facem asta mai mult timp pasiv. Trebuie studiată această sezonalitate și trebuie evoluare în creșterea gradului de încărcare. Vă se dau ulterior câteva studii de caz, care vă vor ajuta să vă încărcați pensiunile atunci când vă doare cel mai tare, când aveți cel mai jos nivel de încărcare. Câteva metode ieftine și facile de cercetare de piață, de documentare. Lăsăm la o parte statistica oficială cu limitările ei. Eu aș punta, în primul rând, aceste discuții cu turiștii, v-am povestit despre ele, dar
nu neglijați forța internetului. O simplă navigare pe internet, o simplă vizitare a site-urilor concurenților, a portalului de turism, vă pot aduce foarte multe informații despre viața pe care o urcați. Nu e un rocket science, se spune așa, nu vorbim de știință aeronautică, ești vorbim de internet, sunt convins că, indiferent de vârstă, puteți accesa acest mediu de informare și promovare, pentru că suntem mai discuți, un foarte bun mediu de promovare. Avem aici o mică schiță, care vă arată cum, ajustând câteva elemente esențiale ale textului de marketing, vorbim aici de cei 4P, produs, ceea ce oferim, plasare, cum vindem, prin ce partener de distribuție care ne distribuie, promovare și, desigur, preț. La ce preț vindem și cum ne ajustăm oferta. Dar aveți și pe acest slide, pe care l-aveți și în prezentările dumneavoastră, veți vedea cum puteți, în anumite situații cu încărcare mică, să vă creșteți numărul de afluxul de clienți către pensiuni. Dar vom avea un studiu de caz pe această temă și mai interesant și să vă oprim pe acela. Înainte de a ajunge acolo, aș vrea să punctez încă o dată potențialul extraordinar pe care îl are internet. Imaginați-vă că pe internet sunteți într-un mediu global. Puteți ușor, un simplu site, pe lângă credibilitatea pe care vă conferă, că sunt foarte mulți clienți care nu alexă numai la o pensiune, pentru că nu are un site personalizat. Îi găsesc câteva pagini pe câteva portaluri de turism, dar zic, dom'le, dacă n-am putut să-și facă un site, înseamnă că ceva lipsește. Ori ca putere de investiție, ori ca abordare. Deci e o credibilitate în plus pe care vă conferă un site propriu. Lângă asta, gândiți-vă că puteți atrage clienți de oriunde. Toată lumea, puteți, printr-un simplu website, găsi la întâmplare, discutam cu un proprietar de pensiune mai devreme și spunea că s-a trezit în fața acelui site cu un grup de japonezi fără niciun fel de rezervare la poartă pensiune. Foarte, foarte plăcut de experiență. Deci puteți obține foarte mult pe internet. Aș punta faptul că pachetele turistice sunt foarte ușor de promovat pe internet. Îți dau un de caz. Se predează foarte bine la acest moment. Deci nu scăpați din vedere internet. Câteva metode facile de promovare online, adică pe internet, ar fi să vă scrieți în portalul, cum avea și un portal, ce sperăm să devină principalul portal în România pentru rezervare de cauză din pensiuni, dar sunt și altele. Realizați acel website dacă nu aveți deja, dacă aveți, îl optimizați pentru modalul de căutare ca să ieșiți cât mai sus în rezultatele generate de Google, de Yahoo, de Bing, alți astfel de furnizori de căutare. Faceți campanii de link sponsorizate în aceste motoare, campanii de e-mailing și, sigur, puteți să intrați și rețele sociale de Facebook. Avem aici o schemă care scoate în evidență, face poate puțin din dumneavoastră conștientizați teoretic, dar poate că aplicați practic. În cazul unui business visual, cei 4P pe care vedeți în zona de jos sunt esențiali. Dar în zona serviciilor apar alți 3P foarte importanți ca element al business de marketing. Și aici vorbim de personal, de proces sau proceduri și de, se spune, context material propriu business. Foarte importante aceste elemente. În ce mai bine cu propriile fizice, și vreau să vă dau un exemplu concret să înțelegeți cât de importante sunt ele. Imaginați-vă că într-un restaurant, tenul care vă servește are cămașa asta de țigară sau bătată, meniul din restaurant este destul de terpedit, poate și câteva urme de grăsime lipicioasă. Indiferent de până va fi mâncarea și de cum să va fi pensiunea, acele probe fizice, la ora 5 dimineața sună telefon. Până dimineața, e ora 6. Bun, la 6. La ora 6 telefonul meu, deschid televizorul, e ora 5. Sună la prigoană, dar cum m-ați zis că ora mai devreme, ce s-a întâmplat? Vai, ce mi-te sunt. Deci gândiți-vă ce dezastre pot provoca astfel de greșeli ale personalului în relația cu clientul. Gândiți-vă dacă în loc să greșească o oră de trezire, greșește o dată de rezervare pentru un grup și vă reziți cu turiștii în fața porții și nu aveți unde să-i casați. Deci e foarte important să vă alegeți oameni.
Vă dau cu câteva exemple în zona proceselor sau procedurilor. Mai să trebuie să priviți serviciul turistic care îl oferiți de la acel grup de pensiunea noastră până la acel la revedere să mai gândiți pe la noi. Toate aceste etape ale furnizării serviciului trebuie să le gândiți și să le analizați pas cu pas și în fiecare zonă trebuie să vedeți cum puteți să îmbunătățiți aceste servicii. Este foarte important să vă etapizați acel serviciu, să vi-l pasați și apoi să interveniți pe fiecare etapă. Vorbim aici de, cum spuneam, etapele de furnizare a serviciului. Dar vorbim foarte mult și foarte important despre procedurile de lucru și de comunicare. Atât comunicare în cadrul echipei, între recepție și cameriste, între management și angajați, dar și cu furnizori. Foarte important, furnizorii de alimentație, de alimente, furnizorii de servicii pentru pensiune, de realizare, etc. Aceasta mai avea bază. Și în ultimul rând, poate cel mai important, procedurile de relații cu clienții. Aici vom detalia puțin ulterior. Vă dau câteva exemple concrete. Eram la o pensiune din Boișu, pensiune nouă, cu lift interior, foarte frumoasă. Am zis, doamne, să stau aici, m-am uitat la cameră, mobilierul nou, satelele extraordinar. M-am dus, m-am cazat, mirosul foarte puternic de deodoranți chimici. Zice, cu ce curățați? Pentru că produsele astea standard, puteți să nu le mai folosiți, pentru că e curat, mă deranjează, haideți să nu le mai folosiți. A doua zi, același miros, se schimbase camerița. Eu vă se curăce, se schimbau camerița pe fiecare zi, pe palier. Am vorbit până la urmă cu toate camerițele și cu recepția, în ideea de a mă asigura că nu vor mai folosi mirosul persistat. Mă uit, încerc să-l identific și găsesc sub pat un set complet de chimicale pentru depărtarea rozătoare. Foarte puternic parfumate. Mă duc la recepție și întreb, dar ce sunt astea? Se uitau, dar nu știu. Probabil firma de deratizare care a venit acum câteva săptămâni și mă, dumneavoastră nu știți. Nu. Pentru că nu au o procedură de tip. În cazul cameristelor. Dom'le, înainte să intri pe palier, te duci la recepție, vezi dacă sunt cerințe speciale. Nu te-am putut să faci curat în camere până nu verifici. Dacă nu l-a spus nimeni, trebuie să le iau la rând. Deci, nu e problemă care poate rezolva astfel de probleme. În cazul furnizorilor, de firma de deratizare, dom'le, dacă nu am și ceva în pensiune, mă duc și pe mine. Mă informez. De asta am probleme cu ce pasez tu sau cu ce contractul mai dai cu pensiune. Aș mai punea un caz. În aceeași pensiune, paradoxal, am mari probleme cu intestin. Nu știu de ce, dar la următoarea masă se simte stăpâine are convinție de mucegare. Mă duc la director, la ospătar, aflu care e problema, cumpărau pâinea de la un furnizor local de fabricație. Până atunci nu am usesc la probleme, atunci aveam. Iarăși, lipsa de procedură înțelegeți la un furnizor, o pot realiza asta în relația cu clientul. Înainte să filieze o pâine, să o pui pe masă. Poate bucătarul ăla trebuie să se uite, să o miroasă, să vadă ce-i cu ea. Soluția care a fost? Rezolvarea problemei pe termen scurt. Schimbam furnizor, l-am schimbat, l-am ras, găsim altul. A doua zi normal, era altă pâine, se vedea clar de altă furnizor, era pâine mai industrializată, să spun așa, de la o fabrică mai mare. Oare s-a rezolvat problema dacă nu s-a implementat o procedură? Nu. Mâine, apoi mâine te trezește la prânz, la telemeaua pe care o luau iarăși local, va avea aceeași problemă. Deci tot timpul trebuie să gândiți, doamne, ce o vreau? Deci dau omul niște alimente. Păi trebuie să-i verific pe acei furnizori, să am o procedură, să merg să văd unde fac ei prânza, în ce condiții o fac. Pentru că în oare în capul dumneavoastră se vor face oare. Deci procedurile sunt foarte importante. Mai dau un exemplu. Am restaurat în București, la care mergeam foarte frecvent, foarte bun. Serviciile bune, mâncarea foarte bună, de servire și la aia. Patronul era acolo, un patron foarte implicat. Mă salutam cu el, lucrurile erau foarte plăcute. Problema era că de fiecare dată când îți aduceau tacâmurile, se puneau pe masă. Unde puneai și un cormorant care ți-a mai găsut pe jos, unde puneai și coatele. Deci nu era o soluție igienică. De tot spuneam, păi, dar puneți astea pe un șervețel. Nu le mai aduceți în tevița care aduce sticlele de bere, care stau în niște magete, niște depozite. Când aduceți tevița respectivă, poate și ați avut niște vezeri că dacă urile deja mai le scoți din mașina de spălat perfect curate, dacă le pui acolo. N-am avut timp de 3 luni de zile șanse să schimb acest obicei. Am renunțat. Întâlnesc cu acest patron într-un club de fitness. A, bună ziua, n-ați mai poftit pe la mine, dar ce s-a întâmplat? Pe asta te explic. Reacția lui.
niște limitații, am spus de sute de ori. Nu asta înseamnă o procedură. Asta înseamnă o comunicare punctuală. O procedură înseamnă și o cheie de verificare. Dacă acei ospătari erau tăiați de la dreptul cu altă parte din bacșiș, sigur, când erau depistați că nu respectă, le schimbau comportamentul. Deci motivarea pozitivă sau negativă în acea cheie de verificare e foarte importantă. Sau mai simplu, dacă vă cere procedură de tipul că acum când a ieșit din mașina de spălat, este împachetat în șervețel și pus deja împachetat, ai redus orice fel de risc de eroare umană pe parcurs. Deci o simplă procedură înseamnă de multe probleme. Tot e să gândești în felul ăsta, să fii foarte detaliat în gândire și să acționezi la fiecare etapă să rezolvi problemele pe termen lung. Acum aș prezenta, apropo de acele studii de caz, câteva exemple clare cum puteți să încărcați foarte rapid o pensiune. Dacă uitați pe acest site, Turbine, veți vedea că vinde o ofertă spectaculoasă, o reducere semnificativă și vinde 373 de astfel de casă. Gândiți-vă că într-o perioadă de extra sezon, de câteva luni, să spunem, să ai astfel de rezervări și să ți le aduci, pentru că tu poți să pui valabilitatea pe 3 luni. Vom ocupa la acel voucher de reducere și poate să vină în următoare de 3 luni la tine în pensiune, că tu știi că ai perioadă de extra sezon. E foarte ușor să faceți astfel de colaborări. Veți vedea multiple astfel de website-uri. Sunt zic.ro. Vinde o altă cazare și reușește să vândă 151. Groupon. Reușește să vândă 84. Iar sunt zic. Prin Delta vinde 52. Și uimitor. Un restaurant. Și aici puteți să vă gândiți să acționați în felul acesta. Dacă aveți un restaurant bun în pensiunea dumneavoastră, e mult mai ușor să aduci cu client să-ți testeze serviciul de restaurant la niște tarife mai mici, decât să-l aduci pentru un sejur sau pentru câteva dată. E mai ieftin. Omul vine să testeze ceva ce cunoaște, atunci știe că nu riscă mult. Puteți să faceți astfel de campanii și iată 800 sau cât? 800 de rezervări pentru astfel de oferte. Doar 9 lei pentru paste plus desert ce mai pe acolo. Luați în calcul acești furnizori, uitați-vă cu atenție la ei. Unii poate își umflă puțin aceste date de vânzări, din ce m-am documentat eu, unii asta fac, că ei vând aceste 800 de rezervări și teoretic clientul trebuie să plătească cu cardul. Din păcate, spun ei, nu toți și doar jumătate, ajung până la finalul procesului de plată online. Deci, în realitate, ei vând 400, dar pot să pară foarte mari ca să vă atragă ca și clienți. Dar nici aia 400 nu cred că ar fi rău de atiți. Ce aș punta? Faceți astfel de campanie, aveți nici la două aspecte. Unu, să nu fiți luați de bani. Când vă vine un val de sute de clienți noi, s-ar putea să aveți o problemă cu păstrarea același nivel calitativ al serviciului, cu capacitatea, cu logistica aferente. E bine să vă pregătiți pentru astfel de campanii și să știți că puteți să preluați acel trafic suplimentar de clienți. Și încă un lucru, dacă acești clienți vă trec pragul, și pleacă din pensiunea noastră, fără să aveți câteva date minimale despre ei, ca să puteți ulterior să-i abordați prin campanii de marketing direct și să-i le întoarceți pe să-i fidelizați, nu ați făcut mare lucru, decât temporar nu ați rezolvat o problemă. De-aia spuneam că acolo procedurile de relații cu clienții, acest tip de documentare și de realizare de bază de date de customer relation management, se spun, e foarte important și se poate face foarte basic de dumneavoastră într-o pensiune, chiar și de baza unor înregistrări scrise, manuale, fără un soft de CRM, fără investiții semnificative. Un tabel în care aveți clienții pe care ulterior îi puteți lua la mână să-i sunați într-o perioadă de extra sezon și să-i invitați cu o ofertă fantastică. Ce aș mai uita? Doar într-un ultim slide, v-aș arăta că, de fapt, în România, pe lună, se caută de 800.000 de ori după cazare. Normal, în diferite combinații. Cazare la mare, cazare la multe, etc. Vă dați seama ce potențial există? Asta e o medie lunară anual. În perioadele de vârf, vorbim poate de peste 1 milion de oameni care caută cazare. Imaginați-vă ce procent din timp trebuie să reușiți noastră să atrageți spre pensiunea noastră, cu un marketing mai eficient, ca să vă încărcați pensiunea. Deci potențialul este absolut fantastic. Dacă după pauză sau după prezentare
după rugăriță, aveți întrebări specifice despre pensiunile noastre și cum ați putea să aplicați marketingul online în cazul noastră, vă rog frumos să vă abordați și vă stau la dispoziție și ulterior telefonic, luați contactele de la consultanții regionali și vă aștept cu mare plăcere cu ideile. Vă mulțumesc pentru atenție! Am văzut în prezentările anterioare cât de important pare a fi internetul pentru dezvoltarea afacerii. Cât de important este internetul pentru promovarea unității de cazare. În continuare, colegul nostru, Radu Repciu, expert în promovare pe internet, ne va oferi câteva elemente suplimentare asupra acestui capitol. Numele meu este Radu Repciu, mă ocup de promovare turistică pe internet în anul 2008 și am să vă prezint avantajele internetului în turismul din România. După cum știți, internetul este o unealtă extrem de importantă în promovarea dumneavoastră pe piața internațională. Acesta are o viteză de creștere exponențială. De la an la an, el crește cu aproximativ 300%. În fiecare an, el crește foarte mult. Chiar acum 2 săptămâni, deja au apărut noi tehnologii de a face ca aceste, ca numărul de IP-uri să crească în lume. Se va trece la tehnologia IPv6, care va permite încă, la încă 4 miliarde de utilizatori să acceseze pe viitor acest instrument. Cred că ar fi util să spuneți ce este un IP, poate pentru cei care... Un IP este o adresă reală a calculatorului dumneavoastră. Când intrați pe internet, dumneavoastră vă identificați pe acest rețea mondială cu un IP, adresa calculatorului dumneavoastră. Când intrați pe un site, scrieți de exemplu www.cazarelapensiune.ro, practic intrați pe un IP. În spatele la această adresă se află un 1.2.6.8.1.2 sau ceva de genul ăsta. Mă rog, nu am să intru în detalii pe partea asta. Putem observa că în acest grafic piața europeană a internetului, internetul a avut o creștere de 58.3% din anul 2009 până în 2010. Utilizatori totali în lume, la ora actuală, sunt 2 miliarde. Pe Europa avem un număr de 475 de milioane. Creștere de 373% din anul 2009 până în 2010. Iar în România, la fel, internetul a avut o evoluție surprinzătoare. Din anul 2000, când erau 800.000 de utilizatori internet, în anul 2010 a ajuns la 7 milioane de utilizatori. O piață uriașă. Putem observa cum elemente constitutive ale pieței turistice se angrenează cu tehnologia informației și internetul. Clienții, agențiile turistice, organizațiile naționale de turism, toate acestea formează un angrenaj perfect. Și internetul este un liant între aceste organizații. O să vă prezint piața mondială de turism. Piața mondială de turism, în anul 2006, a generat un volum de vânzări de 46 miliarde de dolari. Pentru anul 2010 avem un volum de 919 miliarde de dolari. Pentru anul 2011
Experții internaționali prognozează o creștere semnificativă a acestor venituri. Să mergem la piața de turism online. Turismul este unul dintre principalele sectoare din Uniunea Europeană. Este principalul sector care are o creștere într-un ritm alert în ultima vreme și se prognozează că în următorii 5 ani această piață, acest sector va deveni cel mai important din Uniunea Europeană. Putem observa că din anul 98 vânzările online ajung de la 0,225 miliarde de euro la 65 miliarde de euro în anul 2009. Am să vă dau un exemplu despre turismul de pensiune din Islanda. Islanda este o țară mică, cu doar 300.000 de locuitori. Aceștia, anual, reușesc să adune în țara lor dublul populației lor. An de an. Și toți acești turiști vin atrași mai ales de strategii de online marketing. Într-adevăr, îi ajută și statul cu niște spoturi publicitare în diverse țări, dar în principal prin strategii de marketing online, acești turiști sunt atrași în Islanda. Să nu vă imaginați că pensiunile de acolo sunt extraordinare. Vă spun sincer, aveți camere mai frumoase ca acolo și pensiuni mult mai frumoase și, de asemenea, peisaje mult mai frumoase în prejurul pensiunilor dumneavoastră. Dar, fără a avea un site internet, aceste pensiuni ar rămâne doar la o întâmplare ca un străin să-i pășească pragul. Să vă vorbesc puțin despre ce înseamnă prezența pe internet a pensiunii dumneavoastră. Fără o prezență pe internet, pensiunea dumneavoastră va fi dependentă de tur operatori, agenții de turism, turiști din țară sau din străinătate, cât și care întâmplător se află în zona dumneavoastră sau din partea punctelor de informare turistică. Haideți să vedem ce înseamnă o pensiune care deține un website de prezentare. Bineînțeles, un website de prezentare bine pus la punct, cu un content, un conținut cât de cât bun, cu informații detaliate despre zona în care vă aflați, despre serviciile care le oferiți. Aici putem observa că turiștii vin din canalele tradiționale, tur operator, agenții de turism, cât și de pe website-ul dumneavoastră. Dar dacă website-ul dumneavoastră îl veți înscrie și într-un portal de turism, cum ar fi cazarelapensiune.ro, puteți accesa mai bine turiștii de pe piața internațională cât și națională. Îi veți primi din canale tradiționale, de pe website-ul dumneavoastră, cât și de pe acest portal. Haideți să discutăm un pic despre accesul în piețele internaționale. Accesa piața internațională e un lucru extrem de important. Atrăgând turiști din țările apropiate, să zicem Uniunea Europeană, vă va da posibilitatea să vă creșteți atât veniturile, cât și gradul de ocupare a camerelor dumneavoastră. Vom face o analiză să vedem cum putem accesa mai bine această piață. Și am să vă prezint
Avem aici un grafic în care putem observa creșterea numărului de nopți petrecute de turiști nerezidenți în hoteluri sau pensiuni între anii 2010 și 2009. Aici avem turiștii nerezidenți. Avem o creștere de 7% și avem piața națională a turiștilor rezidenți. Avem o scădere de 13%. Deci, după dumneavoastră, către care piață ar trebui să vă orientați mai bine? Piața internațională e mult mai promițătoare la ora actuală decât piața națională. Evident, și piața națională este o piață importantă, dar turiștii internaționali. Aveți aici o mică comparație, utilizatori internet 475 de milioane și utilizatori internet 77 milioane. Fiind doar prezenți pe internetul din România, văzuți doar de conaționalii noștri, o piață de 77 milioane pe utilizator, iar datorii să ieșiți afară, aveți o piață uriașă de 475 milioane de utilizatori. Cred că aici ar trebui să fie targetul dumneavoastră, să vă aflați aici, prezență. Haideți să analizăm un pic ieșirea pe piața turistică națională. Câți dintre voi, dumneavoastră de aici, doresc să iasă pe această piață? Vreți să ridicați, care dețineți o pensiune turistică sau aveți de gând în viitor? Ce înseamnă piața internațională? Marșe de profit mai mare. Pe această piață internațională putem merge cu prețuri mai mari. Nu trebuie să mergem cu un preț mic internațional, unde există o concurență destul de mare. Pe piața internațională cererea este mai mare de destinații turistice. Iar potențialul dumneavoastră există și sunt sigur că mulți dintre străini doresc să cunoască frumusețile țării noastre. Ca resurse, sunt sigur că aveți sau aveți de gând să pregătiți personalul dumneavoastră să cunoască o limbă străină și să cunoască obiceiurile străinului, cum se comportă cu ei. Sau poate unii dintre voi că aveți deja acest personal instruit. Ca și competitivitate, serviciile turistice din România sunt la un nivel destul de înalt la ora actuală, însă sunt sigur că putem face cererilor. Haideți să luăm ieșirea pe piața turistică. Colegul meu a vorbit despre cei 4 P ai produsului de marketing. La produs, în privința sociodemografică culturală, trebuie să ne orientăm spre preferințele sau comportamentul clientului. Produsul turistic trebuie orientat către turistul străin, către consumator. El, turistul va trebui să, practic, să fie mulțumit de serviciile dumneavoastră și sunt sigur că ei puteți satisface aceste dorințe de a avea o cât mai plăcută ședere la noi în țară. La preț, avem puterea de cumpărare. Aici trebuie să ne orientăm către țările cu venituri și o putere de cumpărare cât mai mare. Putem să ne orientăm
în special către țările care au cei mai mulți utilizatori online, care cumpăr pachete online în piață la ora actuală. A să vă spun care sunt acele țări. Sunt Marea Britanie pe primul loc, Germania pe al doilea loc și Franța pe al treilea loc. Aceste trei țări împreună cuprind 68% din cumpărătorii de pachete turistice online. Puteți intra cu reclamă pe aceste trei țări, să zicem că unii dintre dumneavoastră știu să folosească sistemul Google AdWords sau puteți pur și simplu cumpăra reclamă în reviste internaționale, tot în aceste țări. La sistemul Google AdWords, selectați țările respective, în acele țări să apară reclama dumneavoastră cu site-ul dumneavoastră. La plasament avem agenții de turism, tur operator. La promovare avem târguri internaționale de turism. Puteți participa la aceste târguri. Nu vă fie frică să mergeți la un târg internațional. E și o ocazie pentru dumneavoastră să întâlniți cu interlocutorii dumneavoastră din alte țări și să învățați cum fac aceștia turiști și cum reușesc să-și atragă turiștii către pensiunile lor. Iar puteți, de asemenea, să faceți și publicitate pe internet online marketing. Bineînțeles, în cazul în care deschid pe Inspiration acest program, pe site-ul cazarea-mensiune.ro, noi ne vom ocupa de aceste strategii de a promova cât mai bine pe piața internațională. Am să vă amintesc câteva din strategiile actuale pe online marketing. Avem search engines, înscrierea în motoare de căutare, search engine optimization, SEO. Acest search engine optimization constă în alegerea de anumite cuvinte cheie care va putea poziționa pe o poziție cât mai bună la căutarea în Google. Fiind prezenți în prima pagină a motorului de căutare Google, aveți o șansă cât mai mare pentru a atrage turiști către dumneavoastră. Mai avem banner advertising, blog marketing, social network marketing, publicitate pe rețele sociale, cum ar fi Facebook, YouTube sau Twitter, articole sau comunicate de presă. Un ultim trend online este consultarea rețelelor sociale, Facebook. Conform iTravel, 72% din consumatori sunt influențați de alți consumatori, iar 63,8% utilizează sistemul UGC pentru cumpărarea de bunuri și servicii. Ce înseamnă sistemul UGC? UGC înseamnă User Generated Content, conținut generat de utilizatorii de internet. Dumneavoastră când mergeți să doriți să cumpărați un televizor sau un aparat foto, mai spun, sau o mașină de spălat, înainte de a o cumpăra, intrați pe un site și vă interesați de părerile altor utilizatori, să vedeți cam ce părere au ei despre această mașină de spălat, televizor sau aparat de fotografie, dacă este bun sau dacă merită cumpărat. La fel, acest utilizator se interesează și pe alte site-uri despre pensiunea dumneavoastră, despre cazarea dumneavoastră. Sunt turiști care vin la pensiunea dumneavoastră, dacă sunt mulțumiți sau nemulțumiți, ei vor intra pe site-uri de genul TripAdvisor.com și vor spune, pensiunea este minunată, m-am simțit extrem de bine, puteți merge cu încredere. Sau va posta un comentariu negativ în cazul în care s-au simțit mai puțin bine. Am să vă spun câțiva pași importanți de promovarea pensiunii noastre pe internet. Pasul numărul 1. Creați un website, dacă nu-l aveți deja. Înscrieți-l în motoare de căutare și în directoare. Este foarte important să fiți prezenți în mai multe directoare care conțin link-uri.
către un director este un site, un catalog de site-uri în diverse domenii. În, de exemplu, la categoria turism, îl vezi înscrie acolo, îți spune din ce zonă e pensiunea dumneavoastră și vezi înscrie pensiune. Puteți deveni un blogger. Puteți să vă creați un blog. Pe acest blog puteți să vă scrieți opinii ale dumneavoastră despre zona în care se află pensiunea dumneavoastră, despre serviciile care le oferiți, despre știri despre festivaluri sau petreceri populare sau naționale care se află în zona dumneavoastră. E o modalitate aproape, cum să zic, cu un cost minim, aproape zero. Ce veți cheltui în munca unui blog va fi doar timpul dumneavoastră. Utilizați rețelele de socializare pentru promovarea dumneavoastră. E foarte important să vă promovați pe site-uri de gen Facebook, YouTube sau Twitter. Pe Facebook puteți să vă creați un profil, să alertați că sunteți o companie și nu o persoană fizică, și vă creați un fanpage în care vă puteți spune, la fel ca și la blog, câteva poze despre pensiunea dumneavoastră, câteva chestii, la fel, câteva evenimente importante care sunt în zona dumneavoastră de-a cursul anului, și invitați prieteni din dumneavoastră, unul dintre cei mai buni prieteni ai dumneavoastră. Prin acești prieteni veți putea ajunge la o rețea vastă de utilizatori de Facebook. Pentru că la rândul lor prietenii vor adăuga alți prieteni și tot așa. Iar când veți trimite o informație pe Facebook, de exemplu, festivalul Florilor, în comuna Prâncioare, automat toți utilizatorii din rețeaua respectivă vor primi o mică știre pe perete, festival la comuna Prâncioare și de desubt link-ul pensiunii dumneavoastră. E o modalitate extrem de bună de promovare. Participați asemenea în forumurile de turism existente, atât din străinătate cât și din țară. Puteți să vă înscrieți ca utilizator sau puteți pur și simplu să puneți niște comentarii. La comentarii niciodată nu scrieți suntem pensiunea X și dorim să vă invităm să vedeți ce frumos e la noi. Nu. Veți scrie doar despre zonă, doar despre anumite festivaluri, doar chestii total diferite față de pensiunea dumneavoastră. Chestii interesante pentru utilizator. Iar la sfârșit vă veți semna cu link-ul pensiunii dumneavoastră. În așa fel încât turiștii să intre ei singuri, de bună voie, pe pensiunea noastră, nu obligându-i. Un lucru extrem de important este comunicarea transculturală. Cum să comunicăm cu turiștii străini? I-ați adus la dumneavoastră la pensiune, ați reușit după întrerungere strategică de marketing, la care, bineînțeles, vă vom ajuta și noi cu consultanță. Dar, întrebarea, una dintre întrebările cele mai importante, cum ne comportăm cu acești turiști? E un lucru important ca ei să fie mulțumiți, să plece mulțumiți. Pentru că veți avea contracte cu tururi operatorii din străinătate sau agenții din străinătate, iar acestea, când vor ajunge în țară, vor primi un e-mail de evaluare a pensiunii unde au stat. Iar dacă au fost mulțumiți, veți primi în continuare și astăzi din partea acelor companii. De exemplu, dacă primiți asiatici, japonezi, chinezi, nu le puneți flori albe în cameră, înseamnă dorul. Nu oferiți ghivece de flori finlandeze. Nu faceți complimente danezilor, le pot primi cu suspiciune. Nu oferiți cafea nordicilor în pahare de plastic, doar în pahare speciale de porțelan. A le oferi pahare de plastic înseamnă o ofensă.
aici. Dacă ajungi la plastic, ești... Nu zâmbiți pe mulți în fața olandezilor. V-au suspectat de prefecătorie. Puteți să le oferiți străinilor în general cadouri simple, o sticlă de vin sau de whisky, în special nordicilor, este foarte apreciat. Sau pălincă. Germanilor, de asemenea, își place să primească un obiect confecționat în ceva manufactură. Orice. Sunt sigur că aici avem o zonă din țară care are mai multe obiecte de acest gen și sunt sigur că ceilalți puteți achiziționa tot din această zonă pentru a oferi la alții. Vă întrebați poate de unde sunt aceste informații. Tot cu ajutorul internetului veți putea găsi și vă voi spune și de unde. Avem un site de cross-cultural communications, comunicare cross-culturală, este în limba engleză, dar se poate face traducere cu Google Translate. Este, dați pe Google, de exemplu, dacă vin danez la dumneavoastră, Denmark cross-cultural communication, exact așa, și al treilea link va veni ceva de genul www.cda.uni.edu. Veți intra pe el, am pus și un link aici, puteți să-mi trimiteți un e-mail și am să vi-l trimit la toți acest link. Sau, o carte foarte bună, care reprezintă în limba română tot ceea ce trebuie să știți despre turiștii străini, pe fiecare țară în parte. Ce să-i oferiți, ce să nu-i oferiți, ce gesturi să faceți în fața lor, ce gesturi să nu faceți. De exemplu, la francez, acest semn înseamnă zero. Nu ok, în unitate, nimic. La brazilien, acest semn iarăși este o ofensă. Deci puteți afla și cât mai mult. La fel, la britanici, vă scărpina pe nas, la fel este o ofensă. La islandez, a flaca sunt batistă în fața lor, iarăși este o ofensă. Toți aceștia puteți să le știți ori din această carte, care este de la editura Meteor Business, maniere și obiceiuri cu probleme de business, sau de pe site-ul anterior. Sper că ați primit cu bine acest mesaj de a intra pe piața internațională, cât și de a cunoaște comportamentul străinului. Vă mulțumesc pentru...